Salutare, oameni buni și bine v-am găsit la un nou video din FS19. Suntem pe Astern, noua noastră mapă. Suntem acasă la noi. Am văzut pe internet un tractor la un vecin. Și vreau să mă duc să iau o platformă care o am aici, în curte. Și să îl aduc acasă. De ce nu? Acum să vedem cât cere cel vecin pe tractor, pe o mașină. Haide, băi, pleci. Este un vecin chiar aproape de noi, nu este chiar departe. Domnul de pe părți de avari. S-a zis o părți, că nu vă lasă de fiind chiar pe mine în casă. Hai bă, ai răbdări! Ai răbdări! Te te grebești? Eu nu mă grebesc, să știi. Aulii, aulii. Doamne, dar ce vă grăbiți, bă, fraților, bă, m-aș nebunit. Da, și a adus un bicep în pașor din serietate și l-a pus la vânzare. Asta e frumoasă. Mă scuzați, nu vreau să... Cheamă-ne Ion și... așa. Acum să vedem... N-am zis asta. Da, și ia să zicem, Ioane, ești acasă? Da, ce? Bre, am văzut că ai un tractor de vânzare pe OLX. Unde este? Ăsta este? Ce marca este? Scripel Rahovica 65M. Din ce țară e? Din Israel. Bă, arată bine, arată îngrijit, motorul este foarte ca lumea, deci este o culoare... Este cumva recondiționat? Da, am luat din ardeul de recondiționat tot. Și în prețul lui include și costoarea? Da. Ce e costoarea? Este la SIP? Poți să dau și OK? Hai, dau OK. Iată, bine. Băi, e mișto. Este costoarea este un disc 20 SALP de la SIP. Foarte mișto. Ia să vedem. Uite, merge. Cât e prețul până la urmă la Ion? 10.000 de euro. Ia aici banii, l-o să simt acolo pe platformă, îl iau la mine acasă. Dacă o să ai, vă nevoie să vii să te ajut, vă să ai să îmi spui, că uite aici banii, vă fac să și șmeacele, gata, șmeacele. Da, vezi, am făcut și noi schimbul cu bine, am cumpărat tractorul la Day One. Așa, hai să să-l... Mersi, Day One. Sper să mă facem afaceri de genul ăsta. Tractorul o să fie la noi în fermă îngrijit, nu o să aibă urmă de praf. Dacă vrei să treci pe lângă fermă să-l vezi, poți să treci oricând, o să agasă. Mulțumesc frumos! Gata, vezi, am ajuns un tractor nou, costoare nou, am venit acasă, să-l... Descărcăm și o să-l punem la treabă, normal. De la urmă.
Cracovica, da. Ce film o fi asta, nu știu. Să-l dăm jos băieții. Da. Stai un pic că... Tratorul în sine are 65 de cai, putere. Îi facem un selfie cu el. Doar am ieșit trator nou. Acum sperăm că Neiwan să mai aducă tractoare noi la el în fermă, adică la el la casă, că mai cumpărăm dacă e. Plasa mai aici. Acum o să lucrăm cu tractor, cu acest tractor nou de la fermă.